Așadar, astăzi, 11 mai, la ora 9:53, am avut un apel privind un accident rutier în comuna Tarcău, produs ca urmare a acroșării unei grinzi metalice din zona podului de cale ferată. Și motiv pentru care am deplasat la fața locului autospeciale care să asigure descarcerarea, precum și asistența medicală de urgență a victimelor. Provocarea cea mai mare fiind legată de modul în care putem să degajăm acea grindă metalică, estimată la câteva tone greutate. În acest sens a fost luată legătura cu Primăria Tarcău, cu Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență, și a fost cooptat în această intervenție un operator economic cu un utilaj care a reușit să ridice respectiva grindă și concomitent cu tragerea microbuzului în spate de către o autospecială a ISU. Aspect ce s-a întâmplat după ce din microbuz au fost scoase două victime care încă prezentau semne vitale. După ce s-a făcut această degajare a grinzii, s-a reușit și descarcerarea victimelor care prezentau leziuni incompatibile cu viața. În perioada imediat următoare se va proceda la degajarea căii rutiere de către această grindă cu sprijinul unui utilaj al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al Comunei Tarcău. Está bem, não é?